Happy birthday, Eduard Irimia! După ce au ridicat în picioare publicul din Varna cu loviturile și knockout-urile lor spectaculoase, românii s-au distrat duminică seara în Mamaia la petrecerea surpriză pregătită lui Eddie Irimia, care a împlinit 38 de ani. M-au surprins pentru că era chiar brandul oficial al Super Combat și mănușile oficiale top 10. Cum s-au descurcat băieții în Bulgaria? Extraordinar! Am avut 4 români victorioși, al 5-lea s-a bătut cu un erou din K1, cu Alexei Gnașov, dar a făcut o impresie bună. Pe de altă parte, așa cum știți, promoția mea este internațională. Ne mutăm din țară în țară și deja a crescut foarte mult în ultima perioadă. Cel mai bun promotor K1 în 2011, Irimia, a fost înconjurat de prieteni și fete frumoase, dar și de super luptătorii săi, care i-au oferit cadoul perfect, câștigând la Varna 4 dintre cele 5 meciuri disputate. Sărbătorim victoria, dar la același timp sărbătorim și ziua promotorului meu, Eduard Irimia, omul care, datorită lui, eu ca și vedete exist. Moartea din Carpați nu a avut un adversar prea tare în americanul Rick Chick. Loviturile sale au fost savurate de cei 6.000 de spectatori prezenți în sala polivalentă din Varna. Eu vreau bătaie, să iasă sânge pe acolo, să fie nebunii. Și am spus, bă, nu a fost sânge, nu a fost nebunii. Oricum, a fost o victorie și trebuie să-i bucurăm pentru orice victorie. Andrei Stoica a fost cel mai rapid în meciul cu turcul Hakan Aksoy, pe care l-a făcut knockout după 1 minut și jumătate. Scurt și la obiect. Am intrat, mi-a făcut treaba și am ieșit din ring. După ce a trecut ușor de croatul Mladen Brestovac, Benjamin Adegbui și-a pus în valoare dreapta devastatoare în fața bulgarului Costadin Kostov și a câștigat piramida, asigurându-și astfel prezența la gala Super Combat Final Elimination din toamnă. Ne-am ridicat și noi la un nivel, acum și ne putem bate de la egal la egal cu olandezii, americanii sau alte nații. Dacă în ring românii au adversari pe măsură, Moroșanu și compania nu stau pe gânduri când e vorba de românce. Să-ți fim mândri de românce, luați, că e cel mai frumoasă femeie din Europa. Cu mâna pe inimă, zic, românce cel mai frumoase femeie din Europa.